Păi ce e aici? Antenă. De care? De radio. Dar ea se înțelege bine cu supărare. Dacă mai avea încă o antenă, sau o să recomand. Poți să o stupe și pe asta? Și pe asta. E bine, e bine. Da. Și în continuare, ce mai e în prezință aici? Domnul Mihai, îți prezint. Când vrei să-ți faci interiorul negru? Păi nu cred așa ceva. Dar te grăbești și nu cred așa ceva. Una peste alta să mai ia. Păi nu, deci cineva le-a vopsit din albe cu negru? Dar ce are, domnul Mihai? Nu cred așa ceva. Bine că nu s-a gazat oglinda decât aici, în colț. Să ne întorcești pe partea cealaltă. Negru, domnul. Bun. Frumos. Ce piese mai avem aici? Mai avem monede astea, dar iar la fel, s-a grăbit clientul și sunt cam lipicioase. Ia uite, opa, spray. Am folosit întăritor. Nu se poate așa ceva. Și asta, piesa asta de rezistență? Cineva plânge după câligele astea. Cu siguranță. Putea să pună blocanți de aceea de folosesc la tablă. Că erau mai siguri. Pe aici am avea o baghetă, dacă te uiți, uite. A, fierul ăla, da? Se prinde. Ia uite, pe aici. Aha. Da, pe aici o să vină cuiele bătute. Dumnezeu și mama, ce știți cu ce o să le montez? Eu. O să încep la riscul ăsta. Ia uite, domnul Mihai. Bă, bă, ăștia chiar sunt... Și mă duc, mă apuc de lucrare. Asta, ce-o fi, o fi. Bă, nu vine să cred așa ceva. Deci cât de mult să vrei un interior negru? Dar nu e așa. Dar nu găsești să cumperi unul? Un interior? Zicește cineva interior? Da. În forma stâlpului asta trădează totuși. Și te-ai montat cu cârlige? Păi nu, cârligile le dai jos la montaj.